Domnului. Bine, frați și surori, stau și înaintea voastră în dimineața aceasta cu mai multe gânduri. Sincer vă spun, nu știu cu care gând să încep, că aș vrea oricumva să ne împărtășim împreună mai multe gânduri și m-am gândit să încep cu o colindă. Suntem în preajma sărbătorilor de Crăciun și am zis că nu o să fiu cu voi aici la Crăciun și vă rog să fiți de acord cu mine ca să încep cu colindă, după aceea vom intra și mai departe în alte gânduri ca Dumnezeu mi-a pus pe inimă. De la răsărit colai, iată că au venit trei crai, în Ierusalim intrare, Todora și-o colindare. În Ierusalim intrare, Todora și-o colindare. Întrebau în lung și în lat, unde-i noul împărat, care acum s-a născut, steaua lui noi am văzut. Care acum s-a născut, steaua lui noi am văzut. Și-am venit din depărtare să-i aducem închinare, iar Irod un împărat auzind s-a tulburat. Iar Irod un împărat auzind s-a tulburat. Adună pe toți mai mari, arhirei și cărturare. Știți profeții unde au scris că-și va fi născut Iisus. Știți profeții unde au scris că-și va fi născut Iisus. Ei au zis în Betleem, după cum l-a scris vedem, va ieși cândva păstorul care va cârmui poporul. Va ieși cândva păstorul care va cârmui poporul. Împăratul a chemat craii și le-a cuvântat, iute-n Betleem plecați, pruncocolo să-l căutați. Iute-n Betleem plecați, pruncocolo să-l căutați. Și se-ntoarce, de-l găsiți, pe la mine să-mi vestiți, că și eu vreau să mă duc, închinare să-i aduc. Că și eu vreau să mă duc, închinare să-i aduc. Craii auzind s-au dus, steaua indruma de sus, și locase coloiate, steaua se opri deodată. Și locase coloiate, steaua se opri deodată. Merg în fața pruncului, cuvincios închină lui, scot și-i dau cu dărnicie, aur, smirnă și tămâie. Scot și-i dau cu dărnicie, aur, smirnă și tămâie. Iar îngerul noaptea-n vis, coborând la el a zis, către case când porniți, pe Irod să-l ocoliți. Către case când porniți, pe Irod să-l ocoliți. Mă opresc aici cu colinda. Colinda asta are 28 de versete. Pentru mine e prea grea să o cânt toată, că așa și-o cânt greu acum la vârsta mea. Dar mă opresc așa și zic că Domnul să-l binecuvânteze pe voi pe toți. Și, așa cum zicea fratele Vasile, sunt pentru ultima dată în biserica din Perth, cu voi împreună. Și parcă gândul mă duce la cuvântul lui Iov, în capitolul 16, versetul 22, cum zice așa, căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit. Și drumul pe care mă voi duce, nu mă voi mai întoarce. Așa stai, frate și surori. Mulțumesc Domnului că până aici Dumnezeu mi-a numărat 80 de ani.
Cât să mai fi, nu știu, Domnul știe. Domnul știe. Îi mulțumesc pentru cât a fost. Și acum, frați și surori, aș vrea, înainte de a intra în predică, înainte de a intra, mă rog, în test de care suntem legați de aceasta, aș vrea doar să îmi mai împărțesc câteva gânduri cu voi în dimineața aceasta. Și gândul meu e acesta, de a vă mulțumi tuturor care sunt prezenți aici și celor care nu sunt iar, că v-am simțit bine în mijlocul vostru și ați arătat față de noi parcă un respect și o apreciere în tot timpul, o prietenie. Lucrul acesta mă face să vă mulțumesc lui Domnul și ca Domnul să vă binecuvânteze și să vă sfințească. El poate plin trupul vostru, sfertul vostru și Duhul vostru. Amin. Să vă păstreze astfel, întreji, spiritual, până când Domnul va hotărâ să vă cheme la el acasă. Desigur, parcă aș avea parcă o datorie să o spun față de fratele Vasile Bara, parcă am puțin mai mult să mă multă datorie, să mulțumesc Domnului și lui, având în vedere că după ce am ieșit din spital, m-a vizitat, am stat de vorbă și am înseamnă împreună și la altar, slăvind Domnului, slavă Domnului. Și acum aș vrea să vă aduc un salut frumos din Psalmul 51. Vi se pare poate surprinzător lucrul ăsta, dar și mi-a pus Domnul pe inimă să vă aduc acest salut în numele Domnului. Acest salut vreau să fie un salut de binecuvântare pentru toată biserica. De aceea vă rog să vă ridicați în picioare și eu o să citesc versetele 10, 11 și 12 pe care le voi interpreta așa cum Domnul mi-a pus pe inimă pentru voi cei prezenți aici și pentru cei care chiar nu sunt aici. Și uitați ce zice Psalmistul David în rugăciunea lui. Și doresc, dar, ca pentru biserica pentecosteală română din Perth, Domnul să facă așa cum se roagă Psalmistul, zice așa Psalmistul. Zădește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Amin. Amin. Zicem cu toți amin. Amin. Și continuăm mai departe. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Fă, Doamne, ca astfel biserica din Perth să aibă parte de aceasta, această împlinire, ca Domnul să nu iei Duhul sfânt de la voi și să vi-l înmulțească din zi în zi. Amin. Și urmează versetul 12, care spune așa. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bună voință. Amin. Amin. Fă, Doamne Dumnezeu, Doamne, ca Biserica Pentecostală Română din Perth să aibă parte de acest cuvânt. Și ce scrie din nou? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bună voință. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Și vă rog să... Mă scuzați, poate că sunt, poate pe unii v-a deranjat, cred că nu v-a deranjat, așa ar fi bine, că așa mi-a pus un pe inimă, să aduc acest salut pentru voi de binecuvântare. Salutul pe urmă celălalt care o să rămână mai departe, o să vi-l prezint mai târziu, dacă nu uita. Mai și uit, că așa mai și uit. Și acum, hai să trecem la testul din dimineața aceasta. Și ați vrea, frați și surori, ca testul acesta, dimineața aceasta, să vi-l prezint puțin istoric. Și de ce istoric? Pentru că aici s-a întâmplat ceva în zona aceasta. Aici, în zona aceasta, în Ținutul Galilei Neamurilor, țara lui Zabulon, țara lui Neftali, s-a întâmplat ceva în vremurile străvechi, în vremurile dinainte. Și fiindcă s-a întâmplat ceva, am vrea oricumva să
Facem o mică istorisire, o mică istorie în ceea ce privește acest test foarte important și de băgat în seamă, pentru că el are o conotație, pe urmă, în Noul Testament, când Iisus Hristos vine, pe urmă, să face împlinire a ceea ce scrie aici. S-a întâmplat că pe vremea împăratului Pecah, împăratul lui Israel, scrie în a doua carte a împăratului, capitolul 15, cu versetul 27 până la 29 înainte, scrie acolo, dacă se poate să afișați-le, ca să de a 15, a doua împărat 15, 27 la 29, e puțin cam un câlcit cuvântul ăsta, dar ce mă interesează mai mult, ultimele cuvinte din acest cuprins. Ca sirienii au început lupta împotriva lui Israel și eu trec la versetul 29, dar la penultimele versete, ca și așa. A luat Galadul, Galileea, toată țara lui Neftali și pe locuitorii lui i-a dus prisoneri în Asiria. I-a dus prisoneri în Asiria. Pentru că Israelul și cu împăratul lor n-au glorificat pe Dumnezeu și n-au slujit pe Dumnezeu, și zice că Pecah s-a luat după viața lui Ieroboam, pe păcatele lui, și nu s-a bătut cu nimic la păcatele lui Ieroboam. Și felul acesta Dumnezeu a îngăduit ca împăratul Siriei să vină să ia astfel prisioneri pe toți locuitorii din ținutul acela și i-a dus prisioneri în Babilon, în Asiria. Și a rămas o zonă pustie, goală. Plus de asta, acolo în zona aceea a mai fost multe lupte între grupări de oameni și și-au părăsit lucrurile așa cum se întâmplă la ora actuală în Irak. Și bine ce se întâmplă în vremurile astea din Irak, cu mulți părăsăți Irakul și în alte zone ale lumii. S-a întâmplat în vremea aceea. Și a rămas o zonă goală, nelocuită. Și vine vreme când împăratul Imperiului Roman ăsta, Ierod Antipa, după ce a ajuns la conducere, a venit și a făcut o vizită. A vizitat zona aceea a Galilei neamurilor și a văzut că ar fi o zonă bună de locuit, dar însă nu era locuită. Și atunci și-a propus și asta așa, să facem acum să locuiască, deci să așezăm oamenii să locuiască înapoi în zona aceasta. Și a încercat să așeze mai mult evrei, pentru că era zona iudeilor, a evreilor, nu era altor popoare. S-a întâmplat că pe când evreii să așeze locuitori în acele cetăți, e vorba despre 12 cetăți mari pe care împăratul Ierod Antipa le-a reziit, le-a refăcut, când a ajuns în ținutul Nazaretului, acolo iudeii au refuzat categoric să se așeze, să locuiască acolo. Deși un preot ortodox spune că Nazaretul a fost locuit de iudeii toată vremea. Nu e adevărat. Aici am citit, în cartea pasă, că a fost duși în robie, a rămas locurile goale. Și evreii au hotărât categoric să refuze de a locui în Nazaret, pentru că când au început săpăturile acolo ca să facă construcțiile, au găsit o mulțime de morminte, o seminte omenești, pe care nu le știau de când sunt acolo. Și au zis așa, noi nu așezăm locuințele noastre pe un teren afectat de păcat, pe un teren unde sunt o semințele unor oameni păcătoși care nu știm ce fel de oameni au fost. Noi refuzăm. Și atunci împăratul Antipa, a dat ordin să aducă oameni locuitori, popoare din alte zone ale lumii, dintre neamuri, printre care au fost și barbarii.
a populat așa zonă a Nazaretului, tot fel de oameni. Oameni fără niciun căpătii. Oameni, cum zicem noi, fără niciun Dumnezeu. Unii poate aveau o formă de închinare oarecare. Alții nu aveau nicio formă de închinare. Erau cu totul străini de orice rânduială Dumnezeu spirituală. Și atunci, răul acesta a crescut în zona aceea a Nazaretului și nu numai, în toată zona aceea a Galilei neamurilor, dar special Nazaret. Și vine vremea, după ani și ani de zile, după profeția lui Isaia, când vine împlinirea a ceea ce Iisus Hristos trebuia să facă. Știm în Matei, capitolul 4, unde stă scris așa, dar ce scrie în Matei. Deci după ce acești oameni răi care erau acolo, sub nicio formă, n-au avut o închinare cum trebuie, n-au avut o viață, deci, cum se zice, omenească între oameni, și a avut o viață destrăbată, o viață stricată, o viață de criminal chiar. Barbarii erau socotiți ca și un popor criminal. Duceți-vă aminte când Apostolul Pavel călătorea cu barca și când deodată s-a oprit într-un loc, acolo că erau și barbari. Și la Apostolul Pavel a fost frică de lucrul acesta. Frică că a avut întâlnire cu barbari, dar totuși Dumnezeu a izbăvit din mâinile lor. Și uite ce zice aici. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat din Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Aici am citit în profeția lui Isaia că poporul care trăie în întuneric, în beznă, în ca să citesc mai bine, nu ți-a așa bine minte, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținuturile de dincolo de mare, țara de dincolo de Iordanul, Galileea, neamurilor. Face o profeție prorocul Isaia, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, deci Duhul Dumnezeu îi spune că va veni o vreme în care acest popor care se zăcea în beznă, în tuneric, în necaz, în suferință, va veni o vreme când va veni, când va răsări o lumină peste ei și astfel ei vor fi luminați, dar nu se știe când, ei nu știau când. Și vine vreme când Domnul Iisus Hristos pătrunde în zona aceea a țării lui Zabulon și Neftali și le predică Evanghelia. A apărut lumina despre care prorocește prorocul Isaia. A apărut această lumină. Și zice Iisus Hristos așa. Norodul acesta care zăcea în întuneric, auzi ce zice în Matei, a văzut o mare lumină. A apărut lumina, soare, Iisus Hristos a apărut de el. Și îndeamnă pe oameni, în zona aceea, se spune așa. O să mă rând. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Pocăiți-vă, îndemnă acum. A venit vremea când trebuie ca oamenii aceștia să iasă din întunericul acesta, din beznă, din necaz, din strâmtorare, și să iasă la lumină, să iasă la libertate.
Și era vorba aici despre libertate spirituală. Pentru că nu mai era vorba acum de un imperiu care apăsa spre și Europa de o libertate spirituală, pentru că ei erau apăsați de o putere demonică. Conduși o putere demonică. Și Iisus Hristos vine să facă eliberarea acum. Facă eliberarea. Pentru că el așa a fost scris în Isaia 42, Eu, Domnul, în 42:6, ce zice, testul e interesant, dar zice așa, eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, zice Domnul, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Eu, Domnul, te-am ales, te-am trimis, vorbește Duhul Sfânt prin prorocul Isaia. Deci Domnul Dumnezeu a hotărât lucrul acesta și spune așa, să deschizi ochii orbilor, să scoți din lanțuri pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu. Slavă Domnului! Iată dar ce va face râvna casei Domnului. Și Dumnezeu a făcut lucruri mari în privința aceasta. De aceea am făcut o mică istorie în privința aceasta, în ce se vrește testul din dimineața aceasta, pentru că e foarte important să știm ce s-a întâmplat acolo. S-a întâmplat, de ce a ajuns zona aceea și să profețească prorocul Isaia despre el, că e o zonă a beznei, a tunericului, a necazului, a durerilor și mai departe. S-a întâmplat pentru neascultare dinaintea lui Israel, a ajuns să fie duși robi în Siria și, până în locul lor, să fie aduși oameni de tot felul. Vă duceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos în zona Nazaretului a vrut să facă și ceva, a vrut să facă minuni. A propovăduit Evanghelia acolo. Și ei l-au refuzat. Și am avea și alte exemple că să vorbim despre problema aceasta, dar mă opresc aici și zic doar că Domnul să vă binecuvânteze și doresc ca Lumina Duhului Sfânt să rămâne cu noi cu toți. Și aș vrea să rog pe Domnul ca biserica aceasta să prospere cât mai mult. Și aș vrea să mulțumesc Domnului, în primul rând, că în 2004, când am plecat de aici, când am fost pentru prima dată aici, biserica aceasta avea o frică, o spaimă, cu privire la tineretul din biserică. Și zicea o frază, ne frică, că ne pierdem tinerii, că se vor duce toți la biserica engleză și vom rămâne numai noi bătrâni. Dar slavă Domnului, că Domnul a înzestrat păstorii bisericii cu înțelepciune, a știut cum să procedeze cu ei, Dumnezeu a binecuvântat, să zic așa, lideri de tineret aici, în biserica aceasta, care a știut cum să ocupe tineret și tineretul a rămas așa și, slavă Domnului și binecuvântat pe Domnul pentru că acesta. Domnul a binecuvântat cu dirijori de cor, dirijori de, mă rog, ce mai departe să aveți aici și așa cum v-am mai spus, dragi tineri, aș vrea să vă îndemn și ca să aloc pentru voi Proverbe capitolul 4. Vă rog, recitiți acest capitol, încercați să vă încadrați în ceea ce scrie acolo și Domnul să fie cu voi cu toți. Amin. Și salutul meu pentru Biserica din Perth este din Romani 15:5-7, și cu aceasta eu doresc ca Domnul să binecuvânteze, fie cu voi, să vă sporească de 1000 de ori mai mult și să fie astfel lumina voastră pentru totdeauna. Amin.